Cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Amin. În dimineața aceasta, dacă iubești mântuirea Domnului, spune în inima ta, mărit să fie Domnul. Amin. Am fost îndemnați la bucurie și cântarea spunea, bucurați-vă, fratele Florin, întărea lucrul acesta și ne îndemna la bucurie. Și acum nu știu dacă cele două camere vor surprinde bucuria voastră în dimineața aceasta. Frații probabil au fost vigilenți și au zis, măi, să avem absolut tot ce se întâmplă în sala astăzi, venim cu două camere. Nu știu dacă aceste camere vor surprinde bucuria pe fața ta, dar vreau să spun că bucuria din inima ta va fi surprinsă 100%. Este cineva care ochii lui îl prezintă cuvântul capara focului și Ioan spune că ochii lui sunt capara focului și în dimineața aceasta vede bucuria din inima ta. Probabil după ce ai cântat cântarea aceasta și autorul când a compus cântarea spune, sunt călător pe acest pământ. Și călătoria pe acest pământ probabil nu e ușoară pentru niciunul dintre noi, chiar dacă avem sub 40 de ani, cum spune fratele Florin, unii, și suntem încă tineri, călătoria pe pământ nu e ușoară și de multe ori bucuria aceasta în călătorie este frântă. Dar vestea bună în dimineața aceasta îi spune, nu fii tristă inimă, nu dispera, că este un loc în care nu stai degeaba. Știți care e locul în care nu stai degeaba niciodată? La cruce, la Hristos. Amin. Ori de câte ori vii la crucea lui Hristos, e locul în care 100% nu stai degeaba, pentru că acolo curge binecuvântare. Amin. Când vii în casa Domnului și psalmistul spune, mai mult face o zi în curțile Domnului decât o mie în altă parte, e locul unde primești răsplata la timp pentru ceea ce faci. Și în dimineața aceasta n-aș putea să fac decât să vă motivez în dimineața aceasta la o închinare autentică. În scurte cuvinte, în două minute, din Psalmul 101, vreau să vă motivez, tineri și tineri, frați mai în vârstă, care nu-i avem în dimineața aceasta, dar toți cei care suntem în dimineața aceasta, vreau să vă motivez la închinare. Dacă suntem în locul în care n-avem voie să stăm degeaba, pentru că aici vine binecuvântarea, dacă suntem în casa Domnului, psalmistul vine în Psalmul 101 și spune, voi cânta bunătatea și dreptatea. Ție, Doamne, îți voi cânta. În dimineața aceasta, la acest timp de închinare, vei cânta despre bunătatea Domnului, probabil. Vei cânta despre dreptatea Domnului. Dar ceea ce e important la acest timp de închinare, tânăr, tânără, cântăreț, care în dimineața aceasta ești în casa Domnului, îi ție, Doamne, îți voi cânta. Dacă vei cânta despre Domnul, s-ar putea ca cel care vede toate lucrurile să nu surprindă bucuria din inima ta. Dar dacă în cântarea din dimineața aceasta vei cânta lui Dumnezeu, ție, Doamne, îți voi cânta. În dimineața aceasta Domnul se bucură de noi. Știți cum? Ca și noi când ne bucurăm de copii. Avem copii și câteodată învățăm câte o cântare. Și cântă atât de fapt. Și zici, Doamne frumos, extraordinar. Cam eu nu cântă niciunul. Dar el cântă fals de... Dacă stă cineva în preajmă, te gândești, măi, dar tu zici, extraordinar frumos. Învățat o cântare atât de frumoasă și spui la vecini. Învățat Alesia o cântare. Atâta cântă de frumos și faci curios. Și în dimineața aceasta, dacă vei cânta lui Dumnezeu, Domnul se va bucura de cântarea ta și de atitudinea ta. Și în dimineața aceasta, bucuria noastră, împreună cu bucuria Domnului care se bucură de noi, va revărsa ceea ce spunea refrenul de cântare. Trimite, Doamne, har din cer. Și veți vedea în dimineața aceasta cum harul se va coborî peste biserică, peste tine și Dumnezeu își va face lucrarea în dimineața aceasta. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Cum își va ține tânărul curată cărarea, spuneam, cuvântul, îndreptându-se după cuvântul tău. Cuvântul vine și spune în dimineața aceasta, mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. În dimineața aceasta n-ai cum să te bucuri dacă n-ai căutat să umbli pe o cale neprihănită. Dacă săptămâna trecută a fost o săptămână de păcat în care diavolul te-a tervelit în toate lucrurile, e clar că în dimineața aceasta n-ai cum să ai bucurie, pentru că bucuria Domnului e o trăire, nu e un eveniment. N-ai cum să vii duminica la dimineața numai dacă vrei să faci spectacol. Să spui, Doamne, inima mea e plină de bucurie. Dacă aseară ai trăit unde ai trăit și ai făcut ce ai făcut. Ca să vrei, ca să poți să ai bucurie înaintea Domnului.
să ai această stare de bucurie și Domnul să o vadă în inima ta. Trebuie să trăiești o trăire, o viață de bucurie. Chiar dacă fața nu ți-o spune de multe ori, pentru că curg lacrimi. Și stăteam de vorbă cu un frate săptămâna trecută și o zis, frate Viorel, vorbeam la telefon, abia acum am înțeles ce înseamnă lacrimi arzătoare. Am prins pentru un lucru și când lacrima din ochiul meu a început să curgă, îmi ardea fața și simțeam că îmi taie fața. Și zice, acum am înțeles ce înseamnă să mă te rogi cu lacrimi fierbinți sau arzătoare. Poate n-ai simțit niciodată. Poate bucuria din inimă nu o poți exterioriza pe față. Și camerele, așa cum am zis, nu o surprind în dimineața aceasta. Dar dacă o ai în dimineața aceasta în inimă, o vede Domnul. Plângând dacă o spui înaintea Domnului, Domnul se bucură de ea. Versetul continuă, versetul 2 și spune, voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. În dimineața aceasta suntem chemați la închinare. Vreau să spun în dimineața aceasta, când vei cânta în dimineața aceasta, nu cânta pentru alții, ci cântă pentru El. Cântă în cinstea Lui, pentru că El trebuie să se bucure de cântare, nu oamenii. Când te vei ruga în dimineața aceasta, roagă-te ca în prezența Lui, poartă-te cu înțelepciune, așa cum spune cuvântul. Și în dimineața aceasta, bucuria noastră va fi deplină. Haideți să ne ridicăm în dimineața aceasta și intrăm în această rugăciune și vă spune, Doamne, suntem înaintea Ta. În locul în care nu stăm degeaba și te-ți mulțumim pentru aceasta. Aici e locul unde nu stai degeaba și chiar dacă unii credeau că Maria și femeile și Ioan stăteau la cruce degeaba, când Domnul Iisus murea pe cruce, nu a fost degeaba. Pentru că Domnul se uită la ei și vorbește cu ei și îi mângâie. Dimineața aceasta nu știu de ce ai nevoie, chiar dacă ești tânăr. Probabil n-ai neliniște, poate ai neliniște în inimă, poate de mult ți-ai pierdut bucuria, poate prietenii care îi ai nu-ți mai satisfac plăcerile sau dorințele, poate te-au înșelat cluburile în care ai fost și nu te mai bucuri de ele, poate ești într-o cumpănă și nu știi ce să mai crezi. Vreau să spun, în dimineața aceasta, e locul unde nu stai degeaba, pentru că aici e prezent Domnul. Amin. În dimineața aceasta, în locul acesta, în urma rugăciunii și cântării tale, se va coborî binecuvântarea Domnului dacă vii cu o inimă sinceră. Și de aici încolo vei începe să ai o stare de bucurie. Nu numai un eveniment, o dată sau altă dată. Sunt oameni care se chinuiesc ca Lot altă dată. Știți de ce? Pentru că trăiesc din amintiri. Ce Doamne bine era când eram în România. Ce bucurie am trăit. Doamne, bine era când eram acolo într-o seară împreună cu tinerii, parcă plutea. A fost doar un eveniment. Dar când începi să trăiești o stare de bucurie, te vei simți întotdeauna în prezența Domnului, plin de bucurie. Și fie că treci prin vale, fie că ești pe munte, întotdeauna spui cu ceea ce am început. Cei ce iubesc mântuirea ta, spune fără încetare. Mărit să fie Domnul! Spune-i în dimineața aceasta rugăciune și El se va bucura de tine. Amin. Sana puterii tale, Doamne, sana, Dumnezeu, te-a slăvit pe tine, Doamne.